Și acum îmi revine deosebita sarcină să prezint și eu o prietenă de-a mea care cântă de-acu 150 de ani și parodiază muzica așa cum știe ea mai bine. Foaie verde ca cicoarea parodiază prezentatoarea. În aplauzele dumneavoastră, Jeni Nicolau, artista noastră de revistă. Ia uite, zici că să... Doamne, ce te bălâncănești, eu... Ești prea bătrân pentru mine. Vezi că suntem de-o seamă. Never. Jeni Nicolau. Mulțumesc, mulțumesc. Dragi prieteni, haideți să fim așa într-un moment de sinceritate și să ridicem mâna sus cine e de la țară. Așa vă vreau. Eu sunt fată de la țară, nu mă culc cu burta goală. Mănânc de fiecare dată ca și cum ar fi ultima masă. Mi-a zis bărbatul meu, Jenico, te-ai îngrășat. Dacă aveai 4 țâțe, nu ne mai cumpăram vacă. E bine la țară. Acum e asfaltat, dar când eram noi mici, era noroiul până aici. Și mi-a zis mama, fă, tu nu scapi din noroiul ăsta decât dacă spui poalele în cap. Și le-am pus cu primarul în grădină, cu morarul pe făină, cu notarul pe hârtii și cu popa pe câmpii. Doamne, iartă-mă, te rog, din tot sufletul. Aș vrea să vă spun de ce femeile necăsătorite sunt mai slabe decât cele căsătorite. Pentru că cele necăsătorite vin acasă, se uită în frigider și se duc în pat. Cele căsătorite vin acasă, văd ce au în pat și se duc la frigider. Multă lume spune, nu mai există fecioare, iertați-mă, părinte. Eu am o vecină care a trecut viața și s-a dus la un domn de făcea cruci și a spus așa, bă, vreau să-mi scrii pe cruce, uite, un bilet, te rog din tot sufletul, când o să mor eu la 70-80 de ani, să-mi scrii pe cruce. Aici zace o mărioară, s-a născut fecioară, a trăit fecioară și a murit fecioară. Bineînțeles că pietrarul a pierdut beletul, au trecut 20 de ani, a murit mărioara și a scris pe cruce. Ce trecut trebuie, doamne? A, mărioara-i dedesubt și n-are sigiliu rupt. Și haide să fim toți sinceri, să ridicem mâna sus și ne-a făcut cură de slăbire vreodată în viață. Și ce spunem noi femeile? Domnule doctor, nu mănânc, dar mă îngraș. Păi cum să nu mănânci când te așezi la masă și nu te mai ridici? Acum vă invit la o cură de slăbire. Să vedeți chiar dacă sunt născută în 67, cum ați menționat, mă mișc mai bine decât fetele ăștia la 20 de ani. Hai, maestri! Maestru de la sunet. Și... Pile sus! Iau zăutarii! Și... Atenție! Toate femeile vor să arate bine și țin după capul lor cură de slăbire. Dimineața un om moale, fără gălbenuș, iar seara dau din picioare, leșine sub duș. Jucați cu Jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Jucați cu Jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Așa, românii!
și n-are cu cine. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Pe brațul drept un jambon, zici că i-a fumat, iar pe stângul un curcan, gata de mâncat. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Ce? Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc să mă faceți! Aș vrea să vă mărturisesc ceva. Dumneavoastră, v-am spus, mă vedeți distorsionat. Eu am 1,90 m, 45 de kilograme, țâțe mari, fundul mic, nasul în vânt. Hai să vă spun, m-a întrebat băiatul meu, mamă, ce este o amantă? O amantă? E o scârbă, mamă! E o nenorocită, mamă! E o dobitoacă slabă și înaltă, mamă! Cu 25 de ani mai tânără, mamă! Și amantul? Mamă, amantul este un bărbat tânăr, drăguț, simpatic, care le ajută pe taică-tău de foarte multe ori. Aș vrea să vă mărturisesc cu sinceritate ce a zis soacra mea când m-a văzut prima dată. N-a zis nimic. Vreo 15 ore a stat în comă. Și când s-a trezit, i-a zis lui bărbatul meu, bine, mă, te-am crescut ca pe o floare. Să te însori cu capra asta, vine dracu cu părui din cap. Am o soacră extraordinară, să-i dea Dumnezeu sănătate. Pompierii pe casă și salvarea la ușă. De când s-a făcut vinul, stă soacră mea numai cu furtunul în gură. A venit moartea soiaș când a văzut cât era de beată, i-a căzut coasa din mână. Soacră mea stătea la masă cu socrul meu și mâncau. Și soacră mea zicea, mă, ți-aduce aminte când eram noi tineri. Și acum simt că mă arde în partea stângă. Păi dacă ți intră țuța în ciorbă, dobitoa cu ce ești? Și acum, dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru foarte important pentru mine. Ați văzut ce pot, ați văzut cât transpir, ați văzut cât mă mișc. Aș vrea să vă spun un lucru. Dacă ar fi să îngenunchez de două ori pe zi, aș face o prima dată să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mă îmbrac singură și a doua oară aș face-o în fața dumneavoastră
Și am să vă spun și de ce. Dacă timp de 25 de ani nu mă ascultați la radio, nu vă uitați la televizor, nu cumpărați casetele, eu nu aveam ce să caut aici. Datorită fiecăruia dintre dumneavoastră, eu duc o viață mai bună decât alții. Și vreau să vă mulțumesc. Vă iubesc, maestre! Pregătește bobărlica! Și acum să vedeți cine sunt eu! Hai, maestre! Tare! Și vreau să vă mâinile sus! Vă iubesc! Bună seara și vă iubesc din tot sufletul meu! Atenție! Are mândră o guriță, papă tot de lung ca pe în fustiță. Jur că-mi plac și fructele de mare, dar și macaroane când e foame. Lasă pap că vreau să mă fac mare. Și... Și-a cumpărat ceas cu cuc. Are mândra un băzâc. Și-a cumpărat ceas cu cuc. Cucu mă trezește când vreau eu și nu mai îl știe că mereu mă prinde prânzul în patul meu. Toată noaptea umblu la plimbare, că doar nu mai sunt eu fată mare. Să mă bage mama la culcare. Așa, românii mei! Frumoasă ești mai de mine, de aș da cu mine-n tine. Frumoasă ești mai de mine, de aș da cu mine-n tine. Când mă dau eu lume cu parfum, leșină și câini de pe drum. Cum o să leșin și eu acum, să mă prindă cineva în brațe și
și să-i stau lume pe cap o viață. Să-l curăț de bani și de mătreață. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă iubesc! Vă prețuiesc! Să știți că nu este bucurie mai mare pentru un artist. Și dacă ar trebui să stau de un miliard de ori în genunchi, aș face-o de fiecare dată. Să știți că eu n-am nimic de ascuns. Jeni Nicolau! Știți de ce vin eu acolo lângă dumneavoastră? De fiecare dată, mulți colegi de-ai mei nu vin. Mai ales fetele care și-au pus... și-au făcut niște buze ca de apă de nu mai poți să bea apă. Că așa e lumea modernă, au o țâță cât o pernă. Eu n-am ce să pierd. Eu vreau să mă vedeți așa cum sunt. Vă iubesc, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Și-l invit în fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, pe prietenul meu de viață, Constantin Măgureanu. Jeni Nicolau, aplauze pentru Jeni. Alo, domnișoară, domnișoara Jeni. Tu vezi că te aplaudă lumea, unde pleci? Vino cu acea. Dacă te iei bine cu mine, îți dau uite, buchetul ăla de flori, să-l duci la Craiova. Hai să vă spun ceva foarte, foarte frumos. Referitor la bărbații ăștia care ne iubesc, bărbatul meu s-a uitat la mine într-o zi prin fundul paharului. Și mi-a zis, Jenicu, nu-mi place fața ta. Păi zic, și ce vrei mă să fac? Schimbul. Cu ce? O față de măs. Acum n-am schimbat-o, dar arăt la fel de bine cu spatele. Și acum o să vă spun repede o întâmplare foarte adevărată. Am venit din America, slăbisem și eu acum vreo câțiva ani, vreo 20 de kilograme și treceam prin fața universității într-un costum de piele și figuri pe mine. Și aud doi băieți. Acum eu, ca femeia după 40 de ani, am întors capul. La care unul zice, e bătrână. Zic, nu mergeam eu cu fața către... prosperitate. Vă iubesc, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, vă mulțumesc. Jeni Șugubeața, care îi place viața.